Schimbările bruște de temperatură din luna februarie, dar și precipitațiile reduse de pe parcursul iernii favorizează dezvoltarea dăunătorilor la culturile de câmp și la pomii fructiferi. Agricultorii sunt îngrijorați de această situație care va afecta recolta, iar cheltuielile pentru produsele de îngrijire a plantelor vor fi mai mari în acest an. Am avut o iarnă blândă în acest an, iar sfârșitul lunii februarie ne-a luat prin surprindere cu temperaturi ridicate. Însă cei mai afectați în acest caz sunt agricultorii. Căldura nefirească din timpul zilei afectează cel mai mult culturile din câmp, care nu cu puțin timp în urmă ar fi trebuit să hiberneze protejate de un strat de zăpadă. Grâul ar fi avut nevoie de temperaturi scăzute pentru un curs firesc în dezvoltare, însă el a încolțit prea devreme și pe alocuri a început să se usuce. Schimbările de temperatură și de precipitații, precum și schimbările meteorologice, și condițiile climatice extreme influențează productivitatea culturilor agricole și productivitatea animalieră în procent foarte mare. Iar în anumite zone, aceste schimbări pot să ducă și la abandonarea terenurilor agricole defavorizate. Aceste schimbări climatice pot influența randamentul culturilor agricole și productivitatea animalieră, care la rândul lor afectează veniturile agricole pentru micii producători, micii fermieri agricole. Compromiterea culturii de anul acesta îngrijorează și pe micii gospodari, care au în propriile grădini diverse culturi agricole. Foarte mult, da, vă afectează, mai ales acum, dacă acum puțin se încălzește, după aia dacă vine din nou frigul, pomii deja au început să umbească, să duși, să îi distruge acum. Nu o să mai avem nimic la vară. Nu mai este bună. De ani de zile noi nu mai avem recoltă. Vremea caldă din luna februarie derutează și pomii fructiferi și vița de vie, care tind să mugurească mult mai devreme. Teoretic, culturile agricole în primăvară ar trebui să ajungă în faza de pornire în vegetație, iar apoi de înflorire.